Această sesiune a avut mai multe rezultate negative și doar un rezultat bun. Rezultatul bun al acestei sesiuni a Parlamentului a fost că țara a scăpat de primele persoane în funcții și s-au discreditat complet așa persoane politice ca Filat, Lupu, Ghimpu, Plahotniuc. Partea bună acestui sezon politic este faptul că Ghimpu a trecut în opoziție. Însă pe lângă aceasta sunt o mulțime de elemente negative. În primul rând este faptul că s-a confirmat că guvernarea ultimilor 3 ani jumate a fost o guvernare coruptă. Fapt confirmat prin votul în Parlament și este regretabil că o bună parte de miniștri din acea guvernare își au locul și în guvernarea actuală. Doi, a fost o sesiune problematică din punct de vedere a soluționării problemei transnistrene. Cu regret, în această sesiune, pe parcursul acestor luni, au fost declarații destul de neclare și provocatoare din partea ministrului Marinuță în ceea ce ține de problema pe Nistru, care a agravat și mai mult situația. De aceea, din acest punct de vedere, situația s-a înrăutățit și acest lucru trebuie să-l conștientizăm. Și trei, vedem că în această sesiune nu au fost acceptate o mulțime de propuneri în ceea ce ține îmbunătățirea cadrului legal pentru rezolvarea problemelor sociale, problemelor agenților economici. Pentru noi, pentru socialiști, a fost o sesiune rezultativă. Am înregistrat câteva 10 de inițiative legislative, câteva din ele, o să-i menționez 3, care au fost susținute de plenul Parlamentului, adică având doar 3 mandate în Parlament, noi am reușit să promovăm o inițiativă legislativă ceea ce ține de patentari, ceea ce ține de altă inițiativă, ceea ce ține de facturile fiscale pentru agenți economici și am venit și cu propuneri care au fost susținute la majorarea pensiilor. Am venit cu câteva 10 de inițiative legislative deja am menționat și câteva sute de interpelări de deputat pentru rezolvarea cazurilor concrete. Deci eu consider că, în general, pentru socialiști a fost o sesiune destul de bună. Pentru Republica Moldova, partea bună este doar că am scăpat de Ghimpu de la guvernare.